Bucurăm de experiențele trecutului vostru care v-au legat de acești doi frați care acum sunt slujitori aici împreună cu noi. Ne bucurăm de faptul că avem mentori și că avem ucenici, dacă aceste cuvinte nu sună prea faimos, însă Biblia vorbește despre faptul că suntem influențați de unii oameni și că noi înși ne influențăm pe alții. Ne rugăm lui Dumnezeu influența să fie pozitivă și să fie în direcția crucii lui Iisus Hristos. Am petrecut aici timp în rugăciune, în cântare, mă uit la dumneavoastră și încerc să identific ce simțiți. Uh, uh, întotdeauna am trece prin minte să mai cântăm și să ne mai rugăm, pentru că eu știu că sunteți oameni care purtați poveri și aveți nevoie de descătușare, de eliberare, aveți nevoie de sclipirea aceea de cer pe care o realizează Domnul când vine în mijlocul nostru. Aș vrea însă să spun și câteva cuvinte din Biblie. Pentru că avem nevoie de lucrul acesta. Avem nevoie să împletim bucuria cântării, harul rugăciunii cu instruirea scripturilor. O să citesc doar câteva versete în această seară și o să poposim un pic asupra locului unde am rămas data trecută în ciclul nostru de predici despre familie. Suntem în anul acesta dedicat familiei și credem că facem un lucru bun să vorbim despre faptul că un bărbat de treabă va fi un soț de treabă și niciodată altfel. Și o femeie de treabă va fi o soție de treabă. Vă cer să vă ridicați pentru câteva clipe, din respect pentru Evanghelia pe care vreau să o citesc. Vreau să citesc din 1 Petru, capitolul 5, versetele de la 7 la 9. 1 Petru, 5, 7 la 9. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Fi streji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Amin. Mulțumesc, vă rog frumos să vă reocupați locurile. Poporul Domnului, în seara aceasta... Pentru timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să continuăm gândul de la începutul anului, familia după modelul Creatorului. Credem că familia a fost așezată de Dumnezeu și a fost definită de Dumnezeu. Oamenii au redefinit-o de-a lungul mileniilor și în generația noastră există un proces intens și drăcesc de redefinire a familiei. Intenția noastră este să spunem că familia nu este cum o redefinim noi, nici specialiștii, nici psihologii, ci așa cum a definit-o Dumnezeu. Noi trebuie să redescoperim felul în care a definit-o Dumnezeu, nici de, cum, nici de cum să acceptăm redefinirea familiei sub presiunea ateie a oamenilor care, din nefericire, conduc lumea. Am vorbit despre câteva principii și scopul prezentării acestor principii este următorul. Spuneam și repet, că fiecare dintre noi, înainte de a fi soț sau soție, suntem un om. Și dacă în calitate de oameni avem caracter, dacă avem calitate morală, dacă avem integritate, atunci în calitate de soți vom excela în calitate de soții, de copii sau de părinți. De asemenea, dacă vom fi niște muritori falimentari, niște oameni fără caracter, fără principii, dacă în viața personală de indivizi nu vom fi în stare să avem valorile lui Dumnezeu în noi, atunci când vom deveni soți, soții sau părinți, vom fi falimentari. Și serile acestea de duminică vreau să spun următorul lucru. Felul în care noi reacționăm la lucrurile din jurul nostru demonstrează care este caracterul nostru. Dacă noi reacționăm cu nervi în loc cu bunătate, demonstrează că avem o problemă de caracter, mânia. Dacă noi reacționăm cu ură în loc de iertare, demonstrează că avem o a doua problemă, răutatea. Felul în care noi reacționăm la înțepăturile vieții, în familie și în afara familiei, în biserică și în afara bisericii, demonstrează ce fel de caracter avem noi. Nu numai cum acționăm contează, ci și cum reacționăm. O să dau câteva exemple, am dat deja câteva, exemple care le prezint ca și lucruri din jurul nostru. Și felul în care noi reacționăm la exemplele, la lucrurile acestea, demonstrează ce fel de soți și de soții suntem noi. Vorbind despre principiul raportării, am vorbit despre câteva lucruri și în această seară am ajuns la principiul cum ne raportăm la diavolul. Veți spune, dar eu nu mă raportez în niciun fel la diavolul. Este imposibil. Nu dumneata hotărăști dacă diavolul există sau nu. Nu e așa că noaptea ești obligat să te raportezi la întuneric și ai faruri la mașină, ai bec în casă, ai o lanternă la nevoie. Nu poți să spui să nu mai existe întuneric. Pentru că nu e de competența noastră. Noi trebuie să ne raportăm la întuneric. Ca la un fenomen real. Noi trebuie să ne raportăm la diavolul ca la un fenomen real. Problema nu e dacă ne raportăm la el sau nu, ci cum ne raportăm la el. Și aș vrea să spun următorul lucru. La diavolul ne putem raporta cu o atitudine de împotrivire sau cu o atitudine de supunere, de subordonare. Pentru că Biblia spune, supuneți-vă dar lui Dumnezeu punct. Supuneți-vă lui Dumnezeu, subordonați-vă lui Dumnezeu. Ascultați de Dumnezeu. Mergeți în direcția în care vă indică Dumnezeu. Faceți ceea ce vă cere Dumnezeu. Dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința fapta. însă a doua parte spune: împotriviți-vă diavolului și atunci el va fugi de la voi. Întrebarea este următoarea. Cum ne raportăm la această nedorită realitate? Diavolul. El există și noi nu-l putem desfința. Noi trebuie să ne raportăm la el, supunându-ne lui sau împotrivindu-ne lui. Biblia ne recomandă să vă supuneți doar lui Dumnezeu și să vă împotriviți diavolului. Dacă un soț se va supune lui Dumnezeu nu va ajunge niciodată infidel, nici mânios, nici atât de agresiv încât să-și lovească soția fizic sau verbal. Și nici o soție nu-și va manipula bărbatul, pentru că se va supune lui Dumnezeu și când un om, soț sau soție, se supune lui Dumnezeu, supunerea aceasta îl împinge la un stil de viață liniștit și pașnic. De asemenea, Biblia ne spune îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Diavolul are intenția să ne omoare, să ne rănească cel puțin, să ne scoată din luptă, să ne facă incompatibil și vulnerabil. Dar Biblia spune, iați îmbrăcămintea de soldat, iați sabia, iați coiful, iați cutul, iați arcul, ia-ți încălțămintea, ia-ți brâul și când el va trage cu săgeata, scutul va opri săgeata și nu se va opri în inimă, ci în scut. Nu fi irresponsabil, nu te purta ca un viteaz bazându-te pe firea pământească și nici pe inima care e nespus de rea și înșelătoare, ca și soț. Ai grijă că legământul trebuie ținut o viață întreagă și în această întreagă viață există miliarde de ispite când într-un fel, când în altul, ca soție de asemenea. Îmbracă-te cu armătura, stai cât mai mult în prezența partenerului, mergeți cât mai mult împreună, fiți cât mai sinceri și transparenți unul față de altul. Eliminați secretele, că orice secrete e manipulat de diavolul. Să nu existe secrete. Primul secret va fi un bun ajutor pentru diavolul. Cum ne raportăm la diavolul? Cum potrivire? sau cu supunere. Cum ne raportăm la diavolul? Cu veghere sau cu neglijență? Fiți treji și vegheați. Este imposibil să veghezi dacă dormi. Trebuie să fii treaz ca să veghezi. Ce înseamnă să veghezi? Să te uiți atent. Dacă dormi nu poți să faci așa, faci altfel sau nu faci niciun fel. Biblia spune: Fiți treji un soț care nu-i trează, o soție, un copil, un părinte care nu-i treaz, va cădea, va aluneca și va cădea. Și uneori mare va fi căderea. Trebuie veghere, trebuie atenție, trebuie responsabilitate, trebuie maximă atenție. Diavolul există, nu-l putem elimina, dar cum ne raportăm la existența lui? Pentru că el încearcă să ne omoare, să ne compromită, să ne distrugă pe noi și casele noastre încearcă să ne strice relația, să o răcească, să ne pună în conflict sosul soție, să ne pună unul împotriva altuia, dându-ne poziția de luptător, care are dreptate, cine conduce, cine pe cine ține sub papuc. Și Biblia spune, fiți treși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, oponentul, adversarul vostru, diavolul, dă târcoale, vă înconjoară ca un leu care răgnește, Uitându-se după cine să înghită, care va fi soțul care va fi înghițit mâine? Care va fi soția care va fi înghițită mâine? Care va fi tânărul care va fi înghițit mâine? Cum te raportezi la diavolul, la armele lui, la atacul lui? Cum te raportezi la atacurile lui, la ispitele lui, la presiunea lui? La șiretenia lui, la viclenia lui, cum te raportezi? Nu poți să spui, nu există. Există. Nu avem dreptul să îl scoatem din existență. Dar avem dreptul să nu avem nicio legătură cu el. Cum? Nici de cum subordonându-ne, ci împotrivindu-ne. Nici de cum fiind neglijenți. Oh, am 30 de ani de căsătorie și ce dacă? 30 de ani sau 3 zile e tot acolo. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să ne gândim la următorul lucru. Feriți-vă de orice vi se pare rău, aceasta este o opțiune. Sau, dându-i prilej diavolului, aceasta e cealaltă opțiune. Cum ne împotrivim? Feriți-vă de ce vi se pare rău. Dragi tineri, cele mai, cea mai despusă întrebare de voi e următorul lucru. Asta e păcat? E negru? Sau nu-i păcat, e alb. Voi împărțiți lucrurile în alb și negru. Ascultați-mă, există o mare zonă de gri. Biblia nu spune feriți-vă de ce-i rău, ci de ce vi se pare rău. Adică nu-i chiar rău. Nu-i chiar păcat. Dar dacă-ți permiți lucrul acesta, vei fi mai aproape de păcat. Sunt o grămadă de lucruri care nu sunt păcat în ele însăși în ele însele. Este un anumit lucru care nu-i păcat. Dar dacă îl faci, următorul lucru pe care îl vei face potrivit legei insuficienței permanente, adică ce te satisface astăzi nu te mai satisface mâine, cine fură un, azi un ou, mâine fură un bou, ei mâine vei ajunge să faci păcatul pentru că una este să cobor așa și alta este să cobor încet, lin, delicat, dacă nu te ferești de ce ți se pare rău, nu te vei feri nici de rău. Ferește-te de ce ți se pare rău. Nu juca jocuri de noroc, chiar dacă mă convingi că nu-i păcat. Nu consuma alcool, chiar dacă mă convingi că nu-i păcat. Pentru că tot aduci în discuție ulcerul lui Timotei și alte versete care, care spun că să bei mult vine rău, dar să bei puțin e bine. Ascultă-mă! Nimeni n-a băut omul vin de la început. Prima oară când cineva a băut vin a fost puțin. Dacă nu te ferești de puțin, nu te vei feri nici de mult. Omule, sufletul tău, e responsabilitatea ta. Eu nu sunt stăpânul sufletului tău, eu sunt fratele tău. Și pentru că Dumnezeu m-a trimis să vorbesc de la acest microfon și să-ți spun, pentru că ești un muritor ca mine, îți spun cu o îndrăzneală sfântă, ferește-te de ce ți se pare rău. Nu fi prea permisiv cu cineva cu care nu trebuie să fii permisiv, pentru că orice glumă, orice discuție prea lungă, orice timp petrecut împreună prea lung, te va face să devii tolerant, permisiv, și dacă nu te ferești de ți, ți se pare rău, nu te vei mai putea feri de rău când vei identifica că e rău, e prea târziu. Acum cât ai mintea întreagă, ferește-te de ce ți se pare rău. Pentru că atunci când pasiunea, intensitatea ei, năvălnicia ei trece dincolo de rațiune, gândești cu inima și atunci ești pierdut. Orice om care gândește cu inima e un om pierdut. Ați avut careva dintre dumneavoastră o fată sau altcineva un băiat pe care l-ați văzut că se nenorocește îndrăgostindu-se de cineva care știa că îi va distruge viața prin prietenie logonă și apoi prin căsătorie, că nu e un partener potrivit. Și ați identificat prea târziu relația, când deja intensitatea pasiunii era mai mare decât capacitatea rații. când deja intensitatea sentimentelor era mai mare decât, intensitatea rației, decât capacitatea pasiunii. Și atunci a început să gândească cu inima. Și pentru că a gândit cu inima, a gândit ce a simțit. Cine gândește prin sentimente se va nenoroci. Sentimentele nu sunt pentru a gândi. Și inima nu are dreptul să conducă. Nu trebuie să gândești cu inima niciodată, măcar nici de poftă. Biblia spune: Diavolul există și tu trebuie să te raportezi la el ca om, ca soț, soție, tată, mamă sau copil. Și Biblia spune: te vei feri de orice ți se pare rău, vei fi atent, vei fi grijuliu sau te vei duce până când vei vedea că e păcat. Un om atent, un om înțelept, nu-și permite să se apropie prea mult, că de fapt nu are motive să se apropie. Nu sta acolo până încep să simți că arde, pentru că atunci când vei simți să știi că primul rând de piele s-a dus, Nu știi că dacă pui mâna pe ceva fierbinte, o să te ardă? De ce nu te ferești de lucru prea fierbinte? Te vei feri de ce ți se pare rău? Sau îi vei da ocazia diavolului să te agațe și când vrei să te desfaci nu mai poți? Vă pun o întrebare, sau două chiar. De ce nu se pot lăsa fumătorii de țigări? acum și ei au ajuns la concluzia că e păcat. Și că este un viciu care creează dependență. Știți de ce? Pentru că nu s-au lăsat după prima țigare. Simplu. După prima țigare te poți lăsa, că nu este creată încă dependența. Dar după ce fumezi 50 de pachete de țigări, îți intră în sânge nicotina și te stăpânește. Ți se urcă în cap și spui între două țigări, nu mai fumezi, dar asta ține o jumătate de oră până se întoarce Dependența. Și spune, vezi de treaba, prinde imediat țigarea și n-ai încotro. Dependența depășește capacitatea omului de înfrânare. Și apelăm la tot felul de metode. De ce trebuie să ajungi rob? Cum ne raportăm la diavolul? Cum ne raportăm la diavolul? Cu echilibru sau cu dezechilibru? Cred la vârsta aceasta că cel mai mare dar pe care un om îl poate avea în viață sau să nu fiu așa de extremist. Unul dintre cele mai mari daruri, calități ale caracterului pe care un om le poate avea în viață, este echilibru. E foarte ușor să excelezi în ceva anume, dar e foarte greu să fii echilibrat în viață. Și Biblia spune să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Nu cădeți nici în extrema din partea asta abuzând, nici în cealaltă făcând pe sfinții. Ascultați-mă, cine se încrede în carne, în firea pământească și în poftele inimii lui, e un om care nici măcar nu știe cine îi sunt dușmanii și cine îi sunt prietenii. Biblia spune următoarele cuvinte. Soțului și soției, nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți. Am mai discutat asta data trecută, dar acum o prezint dintr-o altă perspectivă ai echilibru și în domeniul acesta. Nu face nici pe sfântul, nici pe nesfântul. Fă pe soțul și fă pe soția. Dacă acum te-ai însurat, joacă rolul ăsta până la capăt. Te-ai gândit la jumătatea drumului că vrei să te sfințești? Ai echilibru, omule! Că mai e cineva lângă dumneata care depinde de același lucru. Faceți poruncește Dumnezeu. Mai e cineva cu dumneata în barcă, dacă vrei să o scufunzi vor muri doi. Cine te crezi de vrei să o mor doi odată? Cum se raportează soții la ei înșiși? Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este acesta. Cum ne raportăm la diavolul și cum ne raportăm la noi înșine? Ce înseamnă în noi înșine? Cum mă raportez eu la mine? Eu cum mă raportez la mine ca bărbat, ca soț, ca tată, ca om, ca șofer, ca pastor? Un om în viață joacă o grămadă de roluri. Când se urcă în mașină joacă rolul de șofer. Când vine în biserică joacă rolul de credincios și membru al bisericii. Când cântă aici joacă rolul de corist, dirijor, fanfarist și așa mai departe. Când ajunge acasă și copilul vine spre el, joacă rolul de tată sau de mamă. Când vine nepotul, joacă rolul de bunic sau de bunică. Viața noastră e plină de roluri și trebuie să excelăm în performanță în toate rolurile, nu numai într-unul. Sunt oameni care sunt buni meseriași, dar când ajung acasă nu mai sunt soți buni. Cu ciocanul și cu patentul face lucruri de temiri. Dar când ajungi acasă și cu ciocanul și cu patentul, nu mai poți să mai lucrezi și trebuie să lucrezi cu înțelepciune, cu blândețe, cu pricepere, cu iubire, cu răbdare, nu cu ciocanul și cu patentul, frate, că nu-i sârmă, că nu-i din metal. Atunci nu mai reușește pentru că el știe bine să facă meseria la lucru, dar nu știe bine să facă meseria acasă. Viața te pune în situația la multe roluri și pe toate trebuie să le înveți. Și oriunde auzi un sfat înțelept, trebuie să ai modestia necesară, să pui la inimă, să nu te socote singur înțelept că nu-ți de niciun folos, că noi toți știm că omul ajunge să îmbătrânească și nu este desăvârșit vreodată. Atunci când vorbim despre cum ne raportăm noi la noi înșine ca indivizi, vorbim despre următorul lucru. Ne raportăm la noi cu modestie sau cu mândrie? Că un om nu poate să fie decât mândru sau modest. În afară de astea, două. Acolo e o pisică în fața la o oglindă și să vede leu. Vi s-a întâmplat vreodată să vă vedeți leu? E întrebarea e retorică, adică nu trebuie răspuns. Biblia spune, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în modestie, în smerenie, fiecare să privească pe celălalt mai înalt decât pe el însăși sau însuși. Ce înseamnă asta? Dacă ești soț, privește-o pe soție prin prisma calităților pe care le are, nu prin prisma defectelor. Poate cineva de aici să afirme, îmi cer scuze față de persoanele care sunt mai în vârstă decât mine. Întrebarea mea nu este îndrăzneață și nu are rolul să afișeze ceva anume. Poate cineva de aici să spună că soția lui nu are niciun defect? Îmi asum Că răspunsul corect este nu Poate vreo femeie, vreo doamnă, soră, să spune soțul meu nu are niciun defect Toți oamenii au defecte Nu-ți privi soția prin prisma defectelor ei Ești necinstit Dacă vrei să faci un lucru mare în viață Dacă vrei să te arăți un viteaz al Domnului Dacă vrei să fii unul dintre oamenii cu nume Dacă vrei să scrie Dumnezeu istoria cu tine Privește-o prin prisma calităților ei. Sunt acolo și defectele, dar te rog, fă, fă -te că nu le vezi. Nu e o străină. Este femeia care îți dă să mănânci de trei ori pe zi. Este femeia care plânge alături de dumneata, care te împinge în față, care îți grija, care nu suferă o picătură de apă să vină peste dumneata. Privește-o prin prisma calităților. Când îmi spui mie că nu-i bună de nimic, ce crezi că zic despre dumneata? Dumneata ești polițist sau ești soț? Privește-ți soțul prin prisma calităților, îmi vei spune că nu le are. Păi atunci de ce te-ai căsătorit cu un om așa de fără calități? Ce fel de persoană ești dacă ai făcut astfel de alegeri? Că noi știm bine, căsătoria este o alegere liberă. Privește-ți tovarășul de viață prin prisma calităților, iar dacă nu poți să excelezi, măcar fii cinstit și fă o medie între calități și defecte. Dar nu te mai uita numai la faptul că și exemplele pot continua, că vorbește mult sau că e prea închis. Exemple destul de, destul de des întâlnite pentru că sunt specifice la bărbați și la femei. Dragul meu, în primul rând soția este așa cum este, dar în al doilea rând este așa cum vrei să o vezi. În primul rând e așa cum e, că așa ai luat-o, dar în al doilea rând e așa cum vrei să o vezi. Că dacă ai milă, dar o milă ca mila lui Dumnezeu, te uiți la ea și spui așa, fata asta a lăsat pe taică să și pe maică să așa a venit după mine și a sperat atunci că eu o voi face fericită. Biblia ne spune că orice femeie e dependentă de bărbatul ei și dorințele ei atârnă de bărbatul ei. A plecat de acasă cu această Așteptare care ține de mine. Eu pot să fiu drept, metalic, logic, să îi scriu pe o hârtie toate defectele, să le fac suma, să le umflu un pic și nervos, și apoi să-i spun nu ești bună de nimic. Și logic s-ar putea să am dreptate. Dar eu nu m-am căsătorit din logică, m-am căsătorit din dragoste. Trebuie dragostea să mă caracterizeze și după 10, și după 20, și după 50 de ani de căsătorie. Pentru că această dragoste este efectul Duhului Sfânt în viața mea și roada Duhului Sfânt este, din potrivă este, dragostea, Galateni 5 cu 22. Am obligația să-mi iubesc tovarășul de viață, știind că este un om ca mine și din milă să mă uit la calitățile ei, nu la defectele ei. Știu că sunt acolo, dar știu. Că și ea știe că ale mele sunt acolo. Și există o înțelegere mutuală între doi oameni care au defecte și care se acceptă unul pe altul. Sper că nu vă gândiți la faptul că fiecare tolerează la altul anumite păcate sau altceva. Nu la asta mă refer, ci la puțină înțelegere, puțină răbdare și foarte multă iertare și iubire. Ei, când ești un astfel de om care te raportezi cu modestie la tine și îți vezi partenerul mai bun, mai meritos, atunci evident că nu vei avea nimic împotriva lui. Dar dacă există aroganță și spui, eu sunt mai bun decât tine, eu câștig mai mult decât tine, eu sunt mai, mai harnic, mai deștept, mă descurc mai bine, acolo tu ai căzut, eu am stat în picioare. Și dacă stăm să facem astfel de măsurători contabile, asta este teren de luptă, nu-i căsătorie, asta e caznă curată, că de aici vine cuvântul căznicie. Atunci când vorbim despre cum ne raportăm la noi înșine, cu mulțumire sau cu nemulțumire? Frații mei, există posibilitatea să fii nemulțumit indiferent de ce ai sau nu ai. A fi mulțumit nu are legătură cu ce ai, ci are legătură cu ce fel de om ești. A fi nemulțumit nu are legătură cu ce nu ai, ci are legătură cu ce fel de om ești. Întreb eu, Iisus Hristos, Domnul, când a venit pe pământ, Biblia ne spune că n-a avut nimic decât o cămașă pe care au jucat soldații babaroase, zaruri, ca să o ia. Și o pereche de sandale. N-a avut nimic, n-a avut casă, n-a avut masă, n-a avut nimic. Avea motive să fie nemulțumit? Evident. A fost? Ați auzit vreodată pe cineva că l-a văzut nemulțumit? Nu. Dar ce fel de om a fost el? A fost omul care a rostit, vină după mine, făte ca mine, imită-mă pe mine. Și mă uit astăzi la viața mea ca soț și ca soție, trebuie să fii un om mulțumit. Iar dacă nu poți, luptă-te. Viața e o luptă. Și când mănânci e greu. Nu e ușor să toci toată mâncarea aia și să o și înghiți. Nu e ușor. Câteodată e mai sărată, câteodată e mai... Nu prea îți place, ți-ar fi plăcut invers, cu mai, multă... mai mult ardei sau altceva. Fiecare are gustul lui. Dar și când mănânci e greu, o jumătate de oră să mesteci, vreți să-mi să, vreți să spuneți că e ușor și să nu dau alte exemple. Cu mulțumire sau cu nemulțumire? Biblia spune, fiindcă ați primit o împărăție care nu se poate clătina, arătați-vă mulțumitori. Arătați-vă mulțumitori. Și să aducem lui Dumnezeu în felul acesta o închinare plăcută. Cu obiectivitate sau cu subiectivitate. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Cu înfrânare sau cu permisivitate. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumii și să trăim în veacul de acum cu 1. Cumpătare 2. Dreptate 3. Evlavie Cumpătarea e relația cu mine. Dreptatea e relația între mine și dumneata. Și Evlavia este relația dintre mine și Dumnezeu. Și Biblia ne spune, Harul ne învață. Ați mai auzit dumneavoastră asta? Că Harul are rolul să învețe? Harul are caracter pedagogic. Harul învață. Învață să te măsori. Astăzi am fost la, la masă cu dumneavoastră la nunta lui Adi și Ramona și la sfârșit au fost prăjituri. Nu a să știți de care prăjituri? Făcute de românce. Și am zis mănânc una doar. Că ar fi trebuit să nu mănânc niciuna. Așa ar fi fost drept. Din anumite considerente personale. Dar am zis, domne, de poftă să nu mă duc acasă tot cu gândul la prăjituri. Și am mâncat una. Și ce credeți? Am zis, domne, hai să mănânc una și din, și din categoria cealaltă. Și am mâncat trei. Și tot drumul până acasă am zis, dom'le, cine m-a pus pe mine să încep? Nu puteam eu să-mi văd de treabă în Nu mai mânca prăjituri, nu mai mânca carne de porc, nu mai mânca slănină, nu mai mânca slănină, nu mai mânca slănină, nu mai mânca crânați. Nu e așa că e foarte greu? Pentru fiecare ceva anume e foarte greu, nu mai bea cafea. Ați auzit cu starbucks să nu mai, că nu mai vor să facă business cu noi. Și am zis, nu mai merg și la Starbucks. Mergem la Dunkin Donuts, la McDonald's, mergem la Panera Bread, mergem, dar la ăștia nu mai mergem. 20 de ani de aici înainte o să ne trezim parcând din când în când în fața la Starbucks că s-a făcut automatism. Sop acolo și când vedem pe regină, fugim. Frați dragi, înfrânarea este obligatorie. Cine nu se poate înfrâna, atunci va merge la vale cu o viteză mare și se va lovi și se va accidenta sau va muri. Cum te raportezi la tine? Cu înfrânare sau cu viteză? Aș vrea să ne oprim aici, fiindcă mi-am propus să-i mai invit pe scumpii noștri prieteni să mai cânte o cântare în cinstea Domnului, fiindcă mi-a plăcut închinarea lor, cântarea lor și eu știu că ceea ce spun este în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră. Să vă rog să mergeți acum la microfon. Și înainte ca să încheiem serviciul divin, să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm. Am ajuns la vârsta la care am ajuns. Ar vrea Dumnezeu în această seară să schimbe ceva în viața mea? Sunt lucruri pe care eu ar trebui să le schimb în felul în care mă raportez la diavolul? Sunt lucruri pe care aș putea să le schimb în felul în care mă raportez la mine însumi, însă? Fii sincer și în timpul acestei cântări gândește-te la lucrul ăsta. Faptul că asculți o cântare sau nu, te bucură sau nu, dar dacă te pocăiești sau nu, asta înseamnă iad sau rai. Ești fratele meu, ai venit aici pentru două ore, ai cheltuit benzină, te rog, nu te lăsa, împotrivește-te diavolului, arată-te un viteaz, ridică-te, apropie-te de Domnul, corectează-ți viața și Domnul să ne ajute pe amândoi. Amin.